Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit! Tot la mesajul colectiv, tot în energia săgetătorului care face niște lucruri interesante. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, uite, ieri, da, am cu o zi înainte de momentul maxim de lună nouă în săgetător, făcui o citire foarte frumoasă și foarte interesantă cu niște mesaje aparte, din punctul meu de vedere, în care am vorbit tot timpul despre luna plină în săgetător. Așa cum bine știți, cel puțin cei care mă cunoașteți și îmi urmăriți canalul, nimic nu este întâmplător în a mea lume. Cineva, și țin minte clar că am menționat lucrul acesta în filmare, cineva trebuia să audă acele mesaje, mai ales mesajul acela super wow cu niște mulți bănuțe, o moștenire, treburi de genul acesta. A fost pentru cineva, da? Trebuia să fac filmarea aia pentru cineva, uite că, așa cum am spus, nimic este întâmplător. Cine a trebuit să prindă acea filmare pe care am scos-o, evident, da? Pentru că așa mi s-a spus de pe YouTube, cine a prins acea citire și a ascultat mesajele de acolo, clar trebuia să audă ce s-a transmis atunci. Așa că iată, din nou sunt aici în fața voastră pentru a aduce mesajele din partea energiei de lună nouă, de data aceasta în săgetător. Are ceva săgetătorul cu mine sau nu neapărat, uite, a vrut să transmită niște treburi importante. Bun, luna nouă în săgetător vorbește despre noroc, dar nu degeaba am și ales această melodie în fundal cu bănuți, da? Norocul este de partea noastră, ne spune, sunt aceste noi începuturi cumva protejate, susținute și influențate de energia aceasta a săgetătorului, de aventură, de curiozitate, care aduce prosperitate și deschide niște uși noi și foarte frumoase. Asta zice energia, asta zice, cel puțin așa mi se transmite mie, că vreau să zic altceva, dar o lăsăm așa. Bun, haideți să vedem totuși ce mesaje vrea luna nouă săgetător să ne transmită. Foarte, foarte interesant. Bun, ia, stați așa că, uite, vedeți, eu știu să beau apă, dar nu azi, nu azi, în alte zile. Bun, haideți să vedem ce alte mesaje vrea să ne transmită această energie de luna nouă în săgetător. Dacă eu nu aș ști că în lumea mea absolut nimic nu este întâmplător, cred că aș lua o razna apă câmpii câteodată. Bun, ia că ce ne spune, se termină o perioadă de frustrări și ar fi bine să se termine o perioadă de frustrări, că avem energie de început, avem anger, această furie cu numărul 28, nu știu cât, sper că se vede până la voi, ne zice foarte, foarte clar că trebuie să lăsăm acele furii, acele frustrări deoparte, da? Vedem acea albină acolo pe lamelă și știm care este, da, principala caracteristică a albinuței, că ea muncește, poate este ceva legat de munca pe care am depus-o până acum și poate unii dintre noi nu am văzut rezultatele așa cum ne așteptam să le vedem sau în ritmul în care ne așteptam ca ele să apară, nu au apărut în viața noastră și asta a adus oarecare furie, oarecare frustrări în interiorul nostru. Ei, tot e norocul de partea noastră, așa ne promite lamela cu luna nouă în săgetător. Haideți să lăsăm aceste frustrări deoparte și să înțelegem că nu contează dacă de repede se manifestă niște lucruri în viața noastră, important este să avem încredere, să înțelegem niște treburi, dar să avem încredere și să le lăsăm să se manifeste în ritmul lor. Importantă este credința. Bun, ce mai vedem aici? Companionship. Iacătă, nu suntem singuri în această perioadă. Se pare că este o perioadă bună de a fi împreună cu alte persoane, da? Poate parteneriate. Vedem aici la orizont și vedem ce interesant, două spice de grâu și o rodie acolo care ne arată abundență. Sigur, aceste începuturi pe care săgetătorul ni le aduce vorbește despre a lucra în echipă cu ceilalți, da? Poate a pune tu o idee, celălalt o idee sau tu o idee, celălalt sponsorizarea acestei idei, nu contează în ce formă, și de acolo să crească ceva foarte, foarte frumos. Haideți să nu ne mai dăm, nu știu, de-a durac și să ne încăpățânăm, poate unii dintre noi să facem niște lucruri așa singuri de capul nostru, că suntem nu știu cum, da? Am multe expresii în minte, dar nu pot să le zic aici pe canal.
Poate este nevoie să înțelegem că prin colaborare cu ceilalți putem crește mult mai mult decât dacă am sta așa singuri să jucăm noi țonțoroiul în ograda noastră. Este pentru câțiva dintre noi, nu pentru toată lumea. Bun, să înțelegem lucrul acesta. Hai să vedem mai departe ce anume ne mai transmite, ce, pe bănuți, mergem pe bănuți, ia câtă cât de frumos și vedem și niște ceacre foarte frumoase acolo. O excelentă prosperitate lăuntrică, mai ales spirituală, dar și materială. De ce ne arată foarte frumos ceacrele astea? Pentru că atunci, în momentul în care știm, da, suntem aliniați, în momentul în care energia curge lin prin a noastră ființă, prin acești centri energetici, da, noi suntem în echilibru, suntem în armonie, manifestăm această armonie în exteriorul nostru. Acum, pentru că este 6 de monede, da, la urma urmii, thank you spirit, pentru că este 6 de monede, la urma urmii vorbim despre a primi niște recompense, să spunem, pentru munca pe care tu ai depus-o. Ai oferit ceva, da, anterior acestui moment și vine momentul să primești. Să primești înapoi. De ce am spus thank you spirit? Pentru că vine cu cartea turnului, ia cătă și spune o uimitoare răsturnare de situație, ceva se așează, vin către unii dintre noi niște recompense foarte frumoase în urma unei munci pe care am depus-o și care a adus pentru unii dintre noi, așa cum spuneam, o oarecare doză de frustrare. De ce? Pentru că n-am văzut noi niște lucruri așa cum am fi vrut să le vedem, da? Iată, ne-a produs nemulțumire și supărare. Ne-am supărat, da, ne-am supărat degeaba, pentru că, iată, vedem bănuții, optul de monede apare, da, această energie a banului, înaintare gradată, curajoasă și benefică, da? Vorbește optul de monede și aici mă refer la tarotul pe care îl știți, da? Vorbește despre acea investiție în propria persoană din care vei culege roadele și uite că vine perioada aceasta de a culege roadele, de a aduna în desaga ta ceea ce tu ai plantat acum ceva vreme în urmă. De asta tot zic eu, nu disperați, dragii mei, nu are rost să facem lucrul acesta, încrederea, da? în talentul nostru, în munca noastră și în susținerea pe care o avem din partea subtilă a existenței, să-i spunem așa, este tot ceea ce contează. Iată, din partea sinelui nostru ne oferă această lamelă ordinea și ne spune, organizează, arhivează, eliberează, creează fundații sănătoase și spațiu pentru noutate, că tot este energie de lună nouă. Foarte bine, despre asta voi vorbi și în seminariile acestea pe 26 și, noiembrie și 17 decembrie. Doamne, cum îi spuneam? O chestie extrem de importantă, că nu vine cuvântul ăla deștept în minte acum. Da, tot mă gândesc la el. Bun, o chestie pe care trebuie să o facem, da? Este esențială să facem ordine, să facem curățenie, să eliberăm energetic spațiul de acele energii de care nu mai avem nevoie, nu ne mai servesc, pentru a putea primi energii noi în jurul nostru, în viața noastră. Pentru că am mai zis-o, dacă ai cămara plină, da? Dacă ai șifonierul plin, păi unde, Doamne, iartă, poftim! Da? Luck is on your side, norocul este de partea noastră, luna nouă în Săgetători. Dacă ai cămara plină, așa cum am spus, unde să mai pui restul de produse sau hăinuțe ce-ți cumperi tu acolo, pentru că efectiv nu mai este loc. Asta ne îndeamnă, da, Săgetătorul, el este energie de noutate, să eliberăm spațiile acelea pentru a putea primi ceea ce este de primit. Da, și ce ne mai îndeamnă? Păi e tot, vorbim de Săgetători, step out of your comfort zone, să ieșim din zona noastră de confort, să încercăm lucruri noi, poate parteneriate, așa cum ne-a spus mai devreme prin acea carte, da, ce aveam luna în balanță, da? Să încercăm acele parteneriate, să colaborăm și cu alte persoane, de ce nu? Da, și ne spune că suntem în plin proces de manifestare, the energy is gaining momentum, să ne concentrăm pe a manifesta conștient lucrurile pe care ni le dorim în viața noastră. Da, știți, păsările acestea negre reprezintă gândurile acelea care ne pot trage înapoi în zona aceea de confort și, bineînțeles, în starea aceea de anger, de furie pe care am văzut-o acolo. Iată, ne spune că ceva se rezolvă în această problemă, în această perioadă,
legat de casă, legat de familie. Iată niște răspunsuri pe care le așteptam, vin către noi în această perioadă. Totul se așează, trebuie doar să nu lăsăm acele gânduri negative, da, să pună stăpânire pe noi. Ce vedem aici? Ia să vedem, reorganizare, da, exact cum ne-a spus și mai devreme, cu eclipsa în Fecioară, să facem curățenie, să le ordonăm pe căprărici și așa mai departe, să facem o reorganizare a vieții noastre, a sistemelor noastre de gândire, de credințe, mai bine spus, și astfel să înțelegem, da, ce anume vrem să dăm deoparte din viața noastră, dar pentru asta trebuie să stăm așa puțin cu noi astăzi, zilele următoare, să vedem ce ne împiedică să facem ceea ce vrem să facem, să fim ceea ce vrem să fim și ce anume ne ajută. Da, iată, reevaluare, tot pe zodie de, mă rog, pe energie de pământ mergem, am văzut Fecioara, vedem Taurul acum, în partea asta practică a vieții avem ceva de reglat, avem ceva de ajustat, lucruri, chestii concrete, practice, să ne uităm la noi, băi, concret, ce fac eu de dau cu dreptul în stângul, dar hai să nu mai fac lucrul acesta, că am văzut ce se întâmplă până acum, de câte ori am făcut ceea ce am făcut, da? Și vedem, iată, încă o eclipsă, foarte multe schimbări, eclipsa în Gemeni, negociere, vedem răscrucea aceasta de drumuri, pentru că se deschid, da, prin energia asta nouă a săgetătorului, se deschid drumuri, așa cum am spus la început, apar noi oportunități, apare această răsturnare de situație uimitoare, cum a spus-o cartea turnului, este o răsturnare foarte frumoasă de situație, să ne înțelegem, dar tot noi suntem cei care, până la urmă, va trebui, iată, tot Fecioara, da, va trebui să luăm o hotărâre, că îmi place, da, îmi place să ajung să termin propozițiile pe care le încep. Da? Și ziceam tot de Fecioară aici, tot energia aceasta a practicalității, energia aceasta a abundenței la urma urmii, că energia pământului este cea care ne hrănește, ne susține și vorbește de o sănătate bună, de forță, de vitalitate și de mulțumire a rezultatelor, da, pe care le obține. Hai să mergem mai departe și să vedem, hai să vedem și de aici. Ho, 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 Merry Christmas! Iată cât de frumos! Noul de monede Material Harvest ne spune, adunăm roadele muncii noastre, haide să primim cu brațele deschise roadele muncii și să mulțumim pentru tot ceea ce avem. Ia uite gândurile negre, da, vedem Temptation aici, este cartea diavolului, gândurile noastre negre, cutia cu maimuțe ne poate ține pe loc. Ne mai spune în felul următor, da, unora dintre noi, da, poftim, iată, foarte clar, treiul de săbii cu cartea diavolului, asta este pietricica din pantoful unora dintre noi, da, shadows, umbrele noastre, neîncrederea în planurile noastre, neîncrederea în propria noastră persoană, neîncrederea în abilitățile noastre ne poate sta, ne ține pe loc, ne poate ține în energia aceea de anger, de furie, de frustrare și așa mai departe, uite, noile începuturi, asul de monede, prosperity begins, da, prosperitatea este la orizont, optul de monede pe care l-am văzut mai devreme, mișcare pozitivă înainte, da, pardon, înainte, se numește aici mișcare către soare prin investiție în propria persoană, prin lucrul acesta cu propria persoană, că nu degeaba îmi bat eu gura aici cu a lucra cu propria ta persoană, nu știu cât de plăcut este să tot auzi lucrul acesta. Bine, interesant din punctul meu de vedere cât de plăcut sau neplăcut este, este ceea ce este și este datoria mea să spun lucrul acesta pentru că, altfel nu se poate. Iată, noi la începuturi le vedem și aici, este cartea nebunului, The Fool, da? Dedesubt ce avem, 9 de monede, carte de abundență. Haideți, ne invită să avem curajul acela și înflăcărarea săgetătorului și curajul săgetătorului de a ne arunca în acel necunoscut, de a merge pe drumuri noi, poate, așa cum am spus, pentru unii dintre noi, colaborare cu cineva nu e pentru toată lumea, că, de exemplu, cu 9 de monede este să faci ceva pe cont propriu, nu contează, dar să ai curajul să faci lucrurile acestea, iată, să lăsăm postura de victimă și trecutul acolo unde îi este locul. Ia să vedem ce ne mai zice, uite, da, asta este, așa cum am spus, din nou, treiul de săbii, dezamăgirea și energia aceea a trecutului. Vine o ofertă nouă, nouță, cu o surpriză, de cherry on top, cireașa aceea de pe tort,
vine o surpriză către noi. Acum, riscul este ca unii dintre noi să nici măcar să nu vadă, poftim, exact asta spuneam, să nu vadă acea ofertă, să fie orbiți de eșecurile și durerile din trecut. Pentru că optul de săbii despre asta vorbește, impresia de a fi legat și de mâini și de picioare, de a fi blestemat de viață, de Dumnezeu și de nu mai știu care, nu știu cine, da? Și să nici măcar să nu vezi ce este în jurul tău, nici măcar să nu vezi oportunitățile care vin către tine. Mare păcat din punctul meu de vedere, poftim oportunitățile, le vedem din nou, am văzut pajul de cupe, pajul de monede, vine aici niște ocazii foarte, foarte frumoase care pot duce la satisfacție, pot duce la mulțumire, la împlinire și abundență. Poftim confirmarea, șasele de bâte, da? Succes, victorie, reușită. De ce, Doamne iartă-mă, stăm cu nasul în fund, acolo, cu capul în pământ, în nisip, castruțul și nu, n-are cum să fie pentru mine, nu, lasă-mă în durerea mea, da? Știți că avem și vorba aia, lasă-mă în durerea mea, ia să vedem ce facem noi cu vorba asta, că am mai zis eu de puterea cuvintelor. Da, ia câte reușite foarte frumoase se arată la orizont dacă ne urmăm sufletul, dacă ne urmăm inima. Mesajul este foarte clar din partea spiritului. Acum, no, fiecare face cum dorește, ce dorește. Hai să vedem, ce ne mai transmite nimicul. Să ne dăm voie să fim nimic, că din nimic se naște tot. În primul și în primul rând, da, este cartea Marelui Preot. Poate unii dintre noi avem de învățat iertarea pentru a ne dezlega, să spunem așa, de trecut. Exact, vedem cartea Lumii. Încheierea aceea de capitole prin iertare. Unii dintre noi avem de iertat ceva ce s-a întâmplat în trecut acolo, poate nu ne putem ierta pe noi pentru ceva ce s-a încheiat în trecutul nostru sau ceva ce a mers așa cum altfel decât am plănuit noi în acea perioadă. Și în momentul în care vom face asta, ne spune ea că eliberarea, nu înțelegerea, da? Prin înțelegere ne vom elibera de gratiile, săbiile, acelea pe care le-am văzut mai devreme și ea că ne putem lua zborul. Și ne putem lua zborul cu o viteză extraordinară, să ieșim din întuneric, să mergem către lumină. Din punctul meu de vedere, mesajul lunii noi în săgetător este extraordinar de clar și la obiect. Ne spune clar ce avem de făcut, unde trebuie să ne uităm, da? Și cum anume să procedăm. Și receptivitatea, vedem chakra coronă, ne spune să fim, bineînțeles, atenți la mesajele care vin către noi, să le băgăm în seamă, măcar de curiozitate. Băi, hai să încerc, măcar de curiozitate, să pun în practică, da? Mesajele astea care tot vin către mine și mă zăpăcesc de cap, băi, măcar să văd de curiozitate ce se întâmplă. Da? Iată ce se poate întâmpla, să vezi dincolo de vălul iluziei, luciditatea, ca astfel să poți merge mai departe, este cartea carului, să ne înțelegem. Pentru că, uite, unii dintre noi suntem în starea aceasta de epuizare, am văzut acolo furie, frustrări, s-au adunat multe treburi în jurul nostru de care trebuie să ne descotorosim, ne-a spus-o, fă ordine, curățenie în structurile tale, în jurul tău, în planul fizic, pentru a putea primi energia aceasta nouă, da, pe care la urma urmii declar că ți-o dorești foarte mult în viața ta și nu zice nimeni că nu te crede că ți-o dorești, doar că trebuie să mai facem și ceva în privința asta. The Wealthy Man, ia câtă cartea bărbatului bogat, hai să vedem ce este cu el, poate vine și ne scoate pe unii dintre noi din această situație. Da, ia să vedem și cartea parteneriatelor, pentru că aici nu vorbim de dragoste, de iubire, vorbim despre un parteneriat posibil pe termen lung, da, cu o astfel de persoană, da, un parteneriat foarte, foarte potrivit, aș zice eu, și așa cum am spus, un parteneriat de lungă durată, nu știu dacă am zis, nu mai știu, în fine, da, un parteneriat care duce, da, este de lungă durată și duce la niște reușite foarte, foarte frumoase, da, poate să fie, nu știu, un sponsor, un habar, n-am, cum se numește, asociat, da, ăsta era cuvântul pe care îl căutam, un asociat care apare la orizont în această perioadă, care aduce această schimbare bruscă de situație și este o schimbare benefică, o întorsătură. Purificarea, da, iacătă pe centrul numărul 3, plexul solar, am văzut
reprezentate chakrele și acolo, eu vă zic, de atâta timp cât de importante, da? Am văzut purificarea și aici, da, purity, puritatea, este nevoie de a curăța ceva din sistemul nostru energetic. Și asta spuneam, eu v-am tot spus pe canalul meu și nu numai eu, v-am spus și Laszlo de atâtea ori, cât de important este corpul de lumină, cât de important este biocâmpul nostru, că nici nu știu cum să-l mai numesc. Lumea zice, a, mă, vrăjeală, chestii de genul ăsta, treaba voastră. Stați în noțiunea de vrăjeală, stați în noțiune pe care le vreți voi, că nu vă judecă nimeni. Puțin frustrant este atunci când vorbești, spui niște chestii, după care vine omul și spune, păi stai că nu merge bine, păi stai că nu știu ce. Păi ia, haide să vedem ce ai de făcut. Și face. Și opa, s-au schimbat niște chestii. Păi eu când îți spuneam, de acum câțiva ani de zile, în fine, o lăsăm așa. Fulfillment, iată-te, împlinire, da, culegere de roade, vedem aici prin ce? Prin purificarea noastră, prin curățarea noastră. În interior și în exterior, mesajul este extraordinar de clar, dragii mei. Dar știți, vorba aia, cred că era și pe în cartea numită Biblie, cine are urechi să audă, de auzit să audă și ochi de văzut să vadă. Iată și cartea protecției, da, ne spune să-i dăm înainte, să acționăm, suntem protejați, suntem ajutați. Iată tot un fel de turn apare aici, acea răsturnare de situație care aduce o transformare profundă în viața noastră. Să ne lăsăm așa surprinși, hopa, de viață și de ceea ce vine către noi. Ce v-am zis de plexul solar? Poftim și aici, da? Este the angel of strength, este îngerul forței, acea energie a leului, da? Pe care o regăsim pe plexul solar, da? Și poftim aici încă o confirmare, ne spune să ne odihnim, să ne reîncărcăm bateriile, să ne readucem pe noi în echilibru, asta trebuie să facem și să-i dăm mai mult cu apreciere față de propria persoană și față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Gratitude, da, recunoștința, știți foarte bine și iată și iubirea. Recunoștința și iubirea sunt doi elemente extraordinar de importanți în procesul de manifestare conștientă a lucrurilor în viața noastră. Bun, și vedem, se deschide și poarta către iubire, da, pentru unii dintre noi anunță și intrarea în viața unora dintre noi a iubirii, da, poate a unei relații care va duce până la urmă la, nu știu, căsătorie, la un parteneriat de lungă durată, nu știu, poate vine prin scălare, tâgâdâm, și vă scoate de unde sunteți acolo și mergeți pe drumul acela frumos de transformare pe care l-am văzut mai devreme. Orice este posibil, nu lăsați, adică nu credeți că este ceva imposibil în viața voastră, da? Ia că ne spune foarte clar, suntem la linia de finish, aici ni se oferă energetic ocazia să începem ceva cu totul și cu totul nou și ia că niște mesaje vor veni către noi, ne-a spus foarte clar că cel puțin niște răspunsuri pe care le așteptam, opa, se îndreaptă în calea noastră, da, iubirea este ca la ea acasă, iată cât de frumos, a loyal heart, se numește o inimă loială, apare în viața unora dintre noi un cuplu de forță, aș spune eu, cineva cu care să puteți construi lucruri foarte frumoase. A treia oară, un fel de turn, este chaos and conflict aici, haos și conflict, dar sunt, e acel haos și conflict interior care te forțează, așa cum vedem aici, să dai noroiul ăsta jos de pe tine, da? Te forțează să te scuturi odată și să ieși din lanțurile acelea și să ieși din zona aceasta a energiilor nefaste ale trecutului, furiei și așa mai departe, pentru a te putea elibera, da, exact, pentru a rupe un pattern, a schimba un model de gândire și existențial în care tot te-ai învârtit sau ne-am învârtit, da, până în acest moment. Haideți să vedem și de aici care este mesajul pentru noi. Ia să vedem ce ne spune. Ne spune în felul următor, ground, împământarea, și ne spune că este momentul să ne regăsim, să ne centrăm, să găsim acel punct de echilibru în interiorul ființei noastre. Be truly present in your life, ne spune, să fim cu adevărat prezenți în viața noastră. Să nu mai umblăm haihui mental pe câmpii în trecut, pentru că acolo știm deja ce a fost, ce, Doamne iartă, mai căutăm acolo
și nici să batem așa câmpii la nesfârșit spre viitor fără să includem acțiunea, ok? Proiectează, visează cu ochii deschiși, cât mai frumos, cât mai măreț, cât mai cum vrei tu, dar haide să faci și ceva în privința aceasta, pentru că doar stând în starea aceea de visare, nu știu cât de mult ai să aduci și cât de repede ai să aduci ceea ce-ți dorești în realitate. Ei, dragii mei, iată, până la urmă au venit și mesajele din partea lunii noi în Săgetător. Mesaje foarte clare din punctul meu de vedere, ne zice foarte clar șansa, norocul este de partea noastră, răsturnări benefice de situație, probabil noi parteneriate, iubire din ceea ce vedem pentru unele persoane. Dar cel mai important este faptul că ne-a arătat unde este pietricica din pantoful nostru, ce anume avem noi de conștientizat, ce avem de făcut și unde avem de lucrat, și ne zice foarte clar că inclusiv pe partea aceasta a subtilă, corpurile noastre subtile, să ne înțelegem, sunt extraordinar de importante, că lucrăm pe parte psihică, lucrăm pe parte fizică, dar toate cele informații ca pe un disc, da? Disc se numea? Da, în fine, știți la ce mă refer, da? Ca pe un disc sunt acele cercuri, da? Concentrice, avem aceste câmpuri energetice în jurul nostru, da? Avem câmpul cauzal, avem câmpul mental, avem câmpul emoțional și câmpul fizic, acolo sunt înregistrate evenimente din viața noastră, emoții, trăiri, amintiri din această viață, din alte vieți, chestii atașate, și am mai zis lucrul acesta. Cine vrea să înțeleagă, cine vrea să-i dea importanță de bine, cine nu, nu. Și o chestie importantă, centrii energetici, chakrele noastre se alimentează constant din câmpul acesta de lumină, din corpurile subtile. Dacă noi în corpurile subtile avem tot felul de reziduri energetice, emoționale, da, mentale și așa mai departe, chakrele astea se alimentează de acolo și ia gândește-te ce transmit corpului, că la urmă ce fac chakrele acestea. Da, ele atrag energie din câmpul de lumină, din câmpul nostru subtil și transmit informația corpului nostru fizic. No, cred că am zis multe și destule cu lucrul acesta. Cine e interesat știe ce are de făcut. Bun, dragii mei, astea sunt mesajele care au vrut să vină pentru noi de data aceasta din partea lunii noi în Săgetător. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Dacă v-a plăcut foarte mult, există și un buton de mulțumire. Aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, dragii mei, și până data viitoare. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.